Județul Cluj are o incidență de aproape 23 de cazuri la 1000 de locuitori, cea mai mare din țară. Potrivit autorităților, și în următoarea perioadă se anunță o creștere a numărului de infectări, astfel că școlile și grădinițele ar putea fi închise în tot județul. Urmează două săptămâni grele, trendul ascendent este previzibil, situație în care, dată fiind raportarea la ziua de joi, probabil că vom avea în județul Cluj toate unitățile de învățământ, școli și grădinițe trecute în online, începând de săptămâna următoare. Ne zăpăcesc copiii tot o săptămână acasă, o săptămână la școală. Sigur că ne dorim cu toții să fie copiii la școală fizic, dar trebuie să respectăm măsurile de siguranță. Parcă ar trebui să stea acasă copiii pentru simplul fapt că e atât de mare rata de infectare. Trecerea în sistem online depinde însă de gradul de ocupare a spitalelor. Conform legislației care este în vigoare, la un grad de ocupare de 75% a paturilor destinate pentru pacienții COVID, care se afișează în joia de acum, dacă acest indicator este atins, urmează ca de luni sistemul de învățământ din județul Cluj va trece online. La cele mai importante unități medicale din Cluj mai sunt doar câteva locuri libere, doar 6 pe secția obișnuită COVID de la Spitalul de Pneumoftiziologie, dar niciun loc liber la terapie intensivă și nici la Spitalul de Boli Infecțioase. Din totalul de 149 de paturi, 138 fiind pe secție, avem 17 paturi libere. Cele 11 paturi pe care le avem în terapie sunt ocupate în totalitate. Din cei care sunt internați în terapie, nu avem niciun pacient care să fie vaccinat. De mâine însă județul va avea mai multe paturi libere pentru că un spital privat va începe să trateze pacienți COVID. La urmă intră și acest spital privat cu 40 de paturi la nivelul secției și 10 paturi de ATI. În municipiul Cluj-Napoca, incidența cazurilor a ajuns la aproape 30 la 1000 de locuitori. Teatrul, Filarmonica și Opera din Cluj se închid și ele din cauza numărului mare de îmbolnăviri în rândul artiștilor.